Bună ziua, vă salutăm din nou la Telemagazin în data de 21 februarie. Bine că sunteți alături de noi și de data aceasta. Din nou venim cu diferite recomandări și cu istorii frumoase din lumea întreagă. Da, să vedeți ce invitat astăzi avem. Iată așa. Da, da, îl punem la treabă pe Ion să-și măsoare puterile. Vedeți mai multe detalii în cele ce urmează. Astăzi la Telemagazin. Fericire la puterea a treia. Vedeți cum e să fii părinte de tripleți în Moldova, dar și prin ce greutăți trec cuplurile cărora Barza le-a adus mai mulți copii. Ne duc faima în lume. Facem cunoștință cu luptătorii Mihail Sava și Anastasia Nikita, care au luat locuri de frunte la campionatul european de lupte libere. Istoria lor de succes o aflați cu noi. Oferta zile de azi avem o plapumă stilată și multifuncțională. Noi vă arătăm cât de utilă este în casă. Autoritățile unui orășel din sudul Italiei au găsit o metodă inedită de a-și dubla numărul de locuitori. Cu ce idee ingenioasă au venit, aflați în ediția de astăzi. Alegeți Telemagazin. Miracolele există și ele se întâmplă zilnic în întreaga lume. Doar anul trecut în Moldova s-au născut 14 tripleți, iar o femeie din raionul Criuleni a adus pe lume chiar și quadrupleți. Totuși, pe cât sunt de frumoase nașterile multiple, pe atât sunt și de periculoase. Aflați în continuare povestea unui cuplu din Ciorescu, care a înfruntat toate greutățile și a dat naștere tripleților după mai mulți ani de așteptare. Și Oleg Perojoc au încercat să conceapă un copil timp de 7 ani, însă fără succes. Mare le-a fost fericirea când au aflat că vor deveni părinți de tripleți. La 12 săptămâni am aflat că vor fi tripleți. Bineînțeles că prima reacție cumva a fost un fel de șoc, dar treptat ne-am obișnuit cu ideea că vor fi 3. Încet, încet, așa cumva... Ne făceam planuri cumva, adică cum va fi, cum ne vom descurca. Astfel, în ziua de 12 septembrie 2019, a apărut pe lume Damian, Ionela și Ana. Nașterea a fost prin cezăreană și nu a fost deloc ușoară. Pe parcursul a 2 săptămâni, mama și copiii au fost supravegheați constant de către medici. Iar acum, ambii părinți sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor și le acordă nou-născuților toată grija și dragostea lor. Când e masă, e masă. Fiecare hrănește, care unul, care e al doilea, pentru că sunt 3 și numai unul la urmă rămâne și așteaptă. În rest, 2 mănâncă, a treilea așteaptă, pe urmă, a treilea mănâncă, restul se uită. După naștere, părinții cu greu și deosebeau copiii, iar acum însă își recunosc micuții după plâns. Și chiar dacă condițiile lor de trai sunt destul de modeste, aceștia nu se plâng. E greu, dar o să facem față. Merită. Pentru deși merite. E greu, dar e frumos. Pentru că clar că sunt momente când încep să plângă toți 3. Dar când dimineața te trezești, ei zâmbesc. Sau când te cuprind cu mânuțile lor micuții. Sau mai au momente când îți dau câte un pupic pe obraz. Adică te topești. Și chiar e ceva minunat. Potrivit medicilor, sarcina gemelară este destul de frecventă în cazul fertilizării in vitro. În asemenea situații, specialiștii recomandă viitoarelor mame să fie permanent supravegheate de medici. Cazul de quadruplex care l-am avut anul acesta au fost 4 copilași născuți la termen de 32 de săptămâni. Toți copiii au fost născuți în stare relativ satisfăcătoare, care corespundea cu vârsta lor de gestație. Au fost îngrijiți în condiții de secție de reanimare, transferați ulterior la etapa 2 și externați cu succes acasă. Tripleții care s-au născut, iarăși vorbim de termenii. Toți care sunt după 28 de săptămâni au șanse. Cu siguranță acum fericirea, dar și grijile Olgăi și a lui Oleg sunt la puterea a treia. Împreună însă vor reuși să treacă cu brio peste toate provocările vieții.
Câte dulceață. Trei gemuri de fericire. Dulceață la cub. La cub, da. Voi, dacă ați visat să participați la un concurs de frumusețe, dar deja nu mai aveți de mult 18 ani, stați liniștite, pentru femei este mesajul, pentru că aveți șanse și după 30 de ani. Dacă nu credeți, atunci vă facem cunoștință cu Miss Germania 2020. Ia să o vedeți! Nemții și-au ales cea mai frumoasă femeie. Titlul l-a primit Leonie Charlotte von Hase. Candidatura este una mai puțin obișnuită pentru un concurs de frumusețe. Și asta pentru că femeia are 35 de ani, este mamă și antreprenoare. Jurații de la Miss din Germania își doresc astfel să recunoască valoarea femeii moderne și să reinventeze acest concurs. Leonie Charlotte von Hasen este cea mai în vârstă Miss Germania, desemnată în cei 93 de ani de existență al concursului. Ea este absolventă la Facultatea de Literatură Engleză și are propriul portal online prin care comercializează articole de modă vintage. Este căsătorită și are un băiețel de 3 ani. Leonie nu vrea să schimbe prea multe în viața ei după concurs, așa că își va asuma responsabilitățile în calitate de Miss Germania cu jumătate de normă. Asta pentru a nu avea un an complicat ca precedentelor câștigătoare, care au avut o agendă extrem de încărcată. În acest an, concursul s-a desfășurat sub sloganul Regina Frumuseții Interioare. Urmează! Explozie de culoare și arome la Moscova, unde se face repetiția primăverii. Detalii despre sărbătoarea inedită aflați cu noi. În timp ce alte bunici încearcă să-și dezlipească nepoții din fața calculatoarelor, ea însă își petrece ore întregi jucându-se. Este vorba despre o femeie de 59 de ani din Ucraina, care a devenit, împreună cu echipa sa, atenție, campioană la Counter-Strike, la categoria de vârstă 55+. Tatiana Silenco este o femeie ca toate celelalte. Ziua sa și-o împarte între serviciu, familie și nepoți. Seara însă Tatiana se teleportează în lumea virtuală și se transformă în soldat al trupelor speciale. A descoperit jocul Counter-Strike din întâmplare. Până atunci considera că jocurile de calculator sunt o pierdere de timp. Коли я доньці сказала, вона сказала: "Мама, ну це ж стрілялки. Завжди була проти." Я кажу, а ти знаєш, що мені подобається. І я говорю, я не розумію, чому я була проти, чому я раніше це не спробувала зробити. Acum însă ea se antrenează cel puțin 3 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Tatiana a devenit atât de dibace încât a fost selectată în echipa națională a Ucrainei la categorie de vârstă 55+. Recent, alături de echipa sa, a câștigat turneul internațional Counter-Strike Global Offensive, după ce a bătut naționala similară a Suediei cu scorul de 16-1. Acum femeia spune că vrea să încerce și alte jocuri de calculator. Eu, mi-ar fi frică. Tu decât Super Mario am înțeles că n-ai jucat. Nu știi ce. De ce? Nu doar Strike. Super Mario, și Chip și Dale, pentru că eu am avut Dandy în copilărie și aveam și caseta cu Chip și Dale. Apropo, trebuie să știi că și la noi în țară se organizează campionat de Counter-Strike și avem jucători foarte puternici. Da. Nu de 50+, din păcate. E interesant dacă îi punem pe ai noștri cei mai buni împotriva bunicii. O să fie o luptă pe viață și pe moarte. Exact. Se încălzește și gata. Scoatem căciulile de pe cap. Cei care le-au purtat, desigur. Mm-hmm. Dar fetele pot întâlni o altă problemă. Este vorba despre electrizarea părului. Ce fel de soluții, dar și ce tratamente există, aflăm din reportaj. Electrizat este cauzat de uscăciune și deteriorare. Acesta este un semn și că nu te hidratezi suficient. Expunerea la soare, vânt, vopsea de păr, decolorări duc la electrizarea părului și la deshidratarea acestuia.
produsele de înfrumusețare precum spuma de păr, fixativul, placa de îndreptat părul, feonul sunt alte cauze, precum și moștenirea genetică. Din fericire, există câteva soluții extrem de simple care te pot ajuta, dar trebuie să ții cont de textura acestuia. Ca să tratezi părul drept și fin, pune în palme un ser împotriva firelor rebele și aplică-l doar pe vârfuri, pentru că restul firului de păr să nu pară gras. Nu folosi o cantitate foarte mare și nu abuza de ser de prea multe ori între spălări. Pentru cel ondulat, folosește un balsam care nu presupune clătire sau un spray hrănitor pentru a anula uscăciunea, dar și pentru a preveni electrizarea. Aplică-l pe părul umed înainte să-l usuci. Iar pentru un păr bogat sau cârlionțat, s-ar putea să ai nevoie de un tratament mai de durată, cum ar fi un balsam sau o mască naturală din ulei de măsline sau cocos. Încearcă să eviți orice produs pe bază de alcool, fiindcă acesta îți va usca cu siguranță șuvițele. Măștile avocado, banană, ou sau clătirea părului cu apă carbogazoasă sau chiar bere te pot ajuta și ele. Procedurile de tratament cu produse naturiste ce conțin uleiuri, vitamine, carbohidrați și minerale sunt binevenite pentru sănătatea părului. Și încă o recomandare. Dacă obișnuiești să-ți usuci părul cu feonul, la final termină uscatul cu aer rece. Rude, prieteni, dar și admiratori. Anastasia Nikita a devenit campioană europeană cu doar 3 secunde până la sfârșitul confruntării. Moldoveanca a învins-o pe bulgăroaica Bileana Dudova cu scorul de 5-4, iar lupta a fost strânsă. Iar Mihail Sava a adus Republicii Moldova deja a doua medalie de la campionatele europene. Sportivul de 28 de ani a cucerit bronzul în categoria de greutate de până la 70 de kilograme. Moldoveanul a reușit să-i învingă pe reprezentanții Armeniei, Elveției și Ungariei. Menționăm că Republica Moldova este reprezentată la europenele de lupte din capitala Italiei de 16 luptători și 6 luptătoare.
există un, nu știu, stereotip sau statistic sau că țările din fosta Uniune? Statistica se face după clasamentele pe țări. Uh-huh. Și general, liderii la noi sunt rușii. Rușii. Da. Însă, asta, la general, dar sunt, au fost ani sau au fost campionate unde au fost trecut și de americani, de exemplu, sau de Azerbaijan. Tu în lupta pentru bronz ai luptat cu un... sportiv din Armenia. Un sportiv din Armenia. Armenia, da. Așa, și finala a fost luată de... De sportivul din Polonia, însă este de origine tot rusă. Uh-huh. Da. Tot, asta zic eu, tot din spațiul ex-sovietic. Da, acum, la general, pentru foarte multe țări participă sportivi, cum ar fi din Cuba sau Rusia sau alte țări. Adică la ei, în țară, în interior, nivelul este foarte ridicat și doar unul participă la campionatele europene și mondiale și din acest motiv merg să participe, să reprezinte alte țări. Ia zi-mi, te rog frumos, pentru că noi suntem, și noi, ca și țară, suntem foarte buni la lupte. Asta arătăm practic an de an, pentru că în fiecare an avem câte un medaliat, bronz, aur, argint. Ce exemplu ar trebui să dăm sau să dați voi luptătorii sau în general domeniul luptelor pentru alte sporturi ca și ele să fie sau să se ridice? De ce depinde nivelul ridicat al sportului? Eu cred că, în primul rând, depinde de fiecare sportiv în parte de ce dorință are el și ce scopuri are el. Când o persoană are scopuri mari și tinde spre ceva, atunci este posibil de obținut. Crezi că în fotbal nu prea sunt motivați sportivii? Dacă să luăm luptele și fotbalul, sunt sporturi total diferite. Exact, da. Da. Și poate, posibil și motivația să fie slabă. Eu am impresia că luptătorii, nu știu, așa au fost ei educați, sunt mai disciplinați. Desigur, fiecare sport e o disciplină. Da, și disciplinează pe fiecare în parte. Dar așa e, în lupte nu poți fi nedisciplinat, hai să spunem. Așa altfel, e stilul nostru așa, de sport. Altfel, da. Nu ai rezultate. Da. Ia zi-mi și tu, câte ori te antrenezi? Care este rutina de antrenamente, hai să zicem, săptămânală? Te antrenezi în fiecare zi? Da, de două ori pe zi ne antrenăm. Două ori pe zi? Da, în perioadele de pregătire mai intensivă, de cantonamente, chiar de trei ori. Asta e inclus și înviorarea. Wow, două ori pe zi. Ce zic cei de la serviciu? Pentru că știm cu toții, ești polițist de frontieră. Cum se împacă până la urmă sportul? Eu la serviciu activez în echipa sport performanță și asta îmi permite și să combin și sportul cu serviciu. Deci pentru echipa de sport există excepții, antrenamente, campionate sigur, și așa sigur, mai departe. Da, și cu această ocazie aș vrea să le mulțumesc foarte mult chiar și conducerii pentru susținerea care mi-o acordă ca să reușesc să combin și serviciul și sportul. Dar, ok, în afară de sport, unde ești? Unde ești localizat în serviciul poliției de frontiere? Ești chiar la frontieră sau chiar... Activez chiar în echipa sport performanță. Ei unde sunt activi? Unde activează? În Chișinău? Da, în blocul central este echipa sport performanță. Aha, noi participăm la toate competițiile interne care se desfășoară în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cât și la organizarea lor. Și în cazuri când au nevoie de mine, sunt pregătit să intervin în forță. Ce a fost primul sau s-a inspirat? Activitatea la poliția de frontieră din lupte sau luptele de la activitatea poliției de frontieră? Ce a apărut prima în viața ta? Prima în viața mea luptele au apărut. De când a apărut? Practic luptele de mic copil, de la 10 ani. Tatăl meu, el a fost prima persoană care m-a îndrumat și m-a susținut de când eram mic. Tatăl tău tot a făcut lupte? Da, tatăl meu tot a făcut lupte, doar că a făcut nu lupte de nivel internațional și de performanță. Dar ca să fii un antrenor, nu este necesar numai decât să fii sportiv de performanță. Și datorită lui și s-a ajuns unde s-a ajuns, fiindcă mereu mi-a fost alături și mereu m-a îndemnat și m-a susținut. Și datorită acestor lucruri și s-au făcut rezultatele și aș vrea chiar să-i mulțumesc, sper că o să vizionez această emisiune, aș vrea să-i mulțumesc și încă o dată să-i spun sincerele mele plecăciuni și mulțumiri, fiindcă
datorită, în mare parte datorită da, lui, datorită ești lui. Ce ești el știe, acum. El știe despre ce vreau să spun. Spune-mi, te rog frumos, tu ești originar de unde? Sunt originar din satul Fundul Galbenii, raionul Hâncești. Câte ore ai luat berbecul în sat? Sau cu coșul, nu știu cum mai mult, merg categoriile. Da, mai mult cu coșul, nu știu, nu le-am numărat, că la berbec... Adică erai participant în fiecare an la da, luptele sigur, pentru da, cocoș, sigur. Berbec? La berbec nu participam, fiindcă categoria nu permite. Da. Zi-mi, te rog, și despre aspirațiile pentru viitor. Unde te vedem, la ce campionat în următoarea perioadă? Viitor apropiat, de ce viitor? Perioada pe luna viitoare este turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice. Cred că o să particip la turneu, însă în altă greutate, cu greutate mai sus. Și vedem deja. O să fie desigur foarte greu, pentru că e o greutate nouă, da, nouă și adversarii deja sunt stabiliți în această categorie, însă eu vin puțin cu categorie mai jos. Și de asta prognoza e foarte grea. Vedem. Eu sunt sigur că noi o să ne vedem, adică noi o să te vedem pe tine și la Jocurile Olimpice. Tokyo, da? Tokyo, da. Așa. Deci atât tu cât și Anastasia mergeți spre Tokyo. Asta este aspirația pentru perioada următoare, da? Da, sigur. Și nu doar noi. Chiar toți colegii care... Colegii de antrenament de sport care se antrenează, toți merg cu visul acesta și merg spre scopul acesta. Mihail, eu n-am decât să îți urez multă, multă baftă și în genere la tot lotul de sportiv în cadrul luptelor, multă vouă baftă, atât la lucru cât și la sport. Hai să ne vedem și la Tokyo și să aduceți și de acolo medalii și să ne aduceți faima țării în toată lumea. Și eu vă mulțumesc. Felicitări încă o dată. Mulțumesc frumos pentru apreciere și pentru ocazia de a da, mersi frumos pentru prezență. Te mai așteptăm la noi cu mare, mare drag. Mulțumesc frumos. Mihail Sava, cel care a luat bronzul la campionatul european, acum, recent, la Roma a fost și ne-am bucurat să-l avem alături și să mai aflăm despre ce se mai întâmplă în domeniul luptelor libere. Iar noi continuăm, luăm o scurtă pauză, după care revenim, rămâneți aproape. Am revenit eu ca să continuăm și vorbim despre autoritățile unui orășel din sudul Italiei care sunt disperate să atragă noi locuitori. Așa că s-au oferit să le plătească acestora chiria timp de 2 ani. Este vorba despre localitatea Teora, care își propune astfel să dubleze numărul populației în următorii 5 ani. Astfel, noi locuitori vor primi un ajutor lunar de 150 de euro pentru a plăti chiria. Dacă vor dori să-și cumpere o casă, aceștia vor primi 5.000 de euro. Teora vrea să atragă familii, așa că doar cei care au cel puțin un copil pot să aplice. De asemenea, aceștia trebuie să locuiască și să lucreze în orășel timp de cel puțin 3 ani. Autoritățile sunt de părere că vânzarea caselor cu un euro, de exemplu, nu îi atrage decât pe cei care doresc case de vacanță, fapt care n-ar ajuta la creșterea populației. Teora are în prezent 1.500 de locuitori. În medie, în acest orășel, anual se nasc 2 copii și mor 20 de oameni, majoritatea de bătrânețe. La Moscova se face repetiția primăverii. Este vorba despre o expoziție anuală care se desfășoară la Grădina Botanică din Moscova. În aceste zile, acolo are loc o adevărată explozie de culoare și arome. Zeci de mii de lalele de diferite specii, narciși, magnolii sau chiar liliac au fost expuși spre admirație. Vizitatorii rătăcesc printre vitrine și decoruri, fiind de-a dreptul eclipsați de acest colț de rai. Vernisajul este ca un balzam pentru suflet, asta pentru că se desfășoară în perioada când oamenii sunt obosiți de strezele gri și de frigul de afară. Astfel, vedetele expoziției sunt lalelele. Grădinarii și arhitecții peizagistici susțin că lalelele crețoase reprezintă cultura rusă. De asemenea, privirile vizitatorilor au fost atrase și de lalelele care se asociază cu pliscul papagalului. Прошлые века очень ценились тёмные тюльпаны, знаменитые черные тюльпаны выводились. Сегодня такой мечтой являются голубые тюльпаны, потому что голубая окраска не характерна для этого цветка. Vizitatorii au format cos pentru a putea admira, dar și fotografia frumusețea de la grădina botanică. Но хочется больше красок, больше тепла, больше любви, больше радости, больше счастья. И безусловно, с
созерцание вот этой красоты и дает ощущение счастья. Начало цветения, яркость цветения, непередаваемые краски. Ну, после зимы унылые и черно-белые – это, конечно, прекрасно. Expoziția Repetiția Primăverii de la Moscova este la a 6-a ediție și se va încheia în 15 martie. Suntem în dormitor alături de Tatiana și astăzi vrem să vă arătăm această cuvertură și cuvertura respiră la fel, iar pe de altă parte se încălzește foarte repede. Adică este foarte caldă, exact. Chiar și la atingere. Este foarte caldă, iată de ce o poți folosi seara, de exemplu, stând în pat, în timp ce te uiți la un film bun. O, te poți înveli cu ea,
te-ai băgat în pat și te-ai învelit cu ea, creează o senzație de confort și cumva așa te înmoaie parcă atunci când stai la televizor cu o ceașcă de ciocolată fierbinte și învelit în cuvertură. Ai acea senzație de acasă, în primul rând, și într-al doilea rând așa o senzație de relaxare. Și pătura asta chiar este foarte plăcută pentru asta învelit în ea. Eu zic să încercăm să arătăm cum stă pe pat. Da, exact, pentru că spuneam că o să mergem neapărat și în camera cealaltă, da, a casei noastre, noi ca să vedem cum arată în living. Noi astăzi vă arătăm mai mult din casa noastră decât da, ar trebui, de fapt. Da, vă facem cunoștință cu toată casa. Am decis să vă arătăm toată casa, doar în bucătărie nu mergem astăzi, pentru că noi am mâncat, deja am gătit. Bine, hai să o punem pe cea roz, lila. Lila, te rog frumos. Hai să o punem pe lila pe pat. Să punem pe Lila pe dormitor. Eu astăzi am să dorm cu Lila și cu Tatiana. Mai mult cu Lila decât cu Tatiana, dar bine. Hai, asta o pun jos aici deocamdată. Așa. Arată foarte bine, chiar foarte bine arată. Îți spun că e foarte simpatică și uite, având în vedere faptul că patul nostru are dimensiunea 1,40x2, cuvertura are 2x2, atunci ea se lasă un pic. Dacă poți să o tragi un pic mai mult la tine, că ai mai mult spațiu, o lași, okay. Deci stă așa un pic în jos, vezi? Arată foarte bine, așa un decor foarte simpatic de casă. Și cel mai important... Să-mi iau pe asta la loc. Ca să înțelegeți, nu lasă absolut deloc urme. Niciun ar trebui să lase urme, pentru că este o stofă de calitate. Da, este stofă de calitate. Acum ne putem așeza foarte bine așa. În cazul în care... Ce bine arată. În cazul în care aveți în casă o singură cameră, adică dacă aveți un open space și atunci patul trebuie să-l așterneți după ce v-ați ridicat din pat. În special dacă aveți oaspeți și vă vine un weekend, e suficient să întindeți pătura și gata. În primul rând, albiturile voastre sunt protejate de contactul cu un corp străin și pe de altă parte, aveți un design frumos. Eu o să te las un pic aici. Da? Singur, da. Te las singur, pentru că mai am eu o treabă, dar... Bine, îmi ia și pătura cu mine. Du-te și pregătește-te, rog frumos, camera aia la altă. Îmi ia și pătura cu mine. Venim, vin și eu imediat. Da, ziceam de această pătură care este multifuncțională. O puteți folosi practic în toate camerele casei voastre și nu numai în cameră, dar și afară. O să vă demonstrăm puțin mai târziu cum poate fi folosită în grădină, în pădure, nu știu, la picnic, pentru că tot vine primăvara și vine și sezonul cel de frigărui, de ieșiri la picnic și așa mai departe. Despre asta vorbim mai târziu. Până una alta, cuvertura este pe dormitor, aranjată frumos și oferă un confort extraordinar. Și o împlinire.
plătesc acum. Ha, Orlov, stai că ți-ai găsit și tu activitate. În timp ce eu îmi plătesc, tu? În timp ce tu îmi plătești, am zis că ceaia azi nu o să fac, dar am găsit o carte foarte interesantă care pici prin casă. Care nu știu cum se normal, numește. Normal, noi ca gospodari avem și cărți în casă. Dar nu știu cum se numește cartea, este în limba rusă, cred că e un dicționar ceva. Tu citești dicționar? Dar tu știi că este bine să citești din dicționar? Așa, aleatoriu, să deschizi la orice pagină și să citești cuvinte pe care tu nu le cunoști. Da? Astfel să-ți dezvolți vocabularul. Știi că sunt oameni care ghicesc așa în carte, deschid o pagină și spun rândul 8, nu mai știu ce, și citesc și asta ar însemna predicția lor. Asta vreau să spun, pentru că am deschis această carte la o pagină aleatorie și am aici o foiță. Chiar n-am știut ce și ce scrie pe ea? Și am să citesc ce scrie pe foaie. Prieten este cel care atunci când îți întinde mâna, îți atinge inima. Gabriel García Márquez. Vezi? Ești bine, prietenul eu, meu? Da, dar eu mâna atinge nu pot să... inima. Eu nu pot să-ți întind mâna pentru că este cam ocupată, dar un picior pot să-l întind dacă vrei. Așa, împreună cu acea cuvertură simpatică. Dar tu vezi că eu m-am învelit de sus până jos, mi-am învelit și picioarele, pentru că cel mai locul care îngheață cel mai mult la mine sunt degetele la mâini și la picioare. Am circulația sangvină periferică dereglată, probabil. Și atunci, uite așa, m-am învelit binișor, așa. Dacă tot este o pătură decorativă, hai să o folosim pe post de decorație și să... pur și simplu ca să aștern pe pat. O poți folosi ca să te învelești atunci când stai acasă și vrei să savurezi un pic de intimitate, de confort și de căldură. Poți la fel să o aranjezi și pe canapeaua din salon, de exemplu, da, din living, ca să fie frumos. Orlov stă culcat și se odihnește foarte bine. Dar în aceeași ordine de idei, această pătură poate fi luată și pusă în mașină. De exemplu, pe timp de vară, eu întotdeauna am în mașină o pătură, în portbagaj, pe care o iau cu mine, pentru că nu știi când îmi vine mie o idee așa, să-mi iau o prăjitură, un suc și să mă duc să mă așez undeva la natură, să savurez un pic de liniște, un pic de... păsărele care se aud pe fund. Este un gând indirect să mă duc să pregătesc pentru picnic? Da, eu mă gândeam că poate mă inviți la un picnic dacă tot... Dacă tot prietenim și vrei să-mi oferi... Ioan, dacă tot... Să-ți ating inima sau să-mi atingi inima. Nu știu, tu ești cu atinsul la noi, dar dacă tot trăim într-o casă,
De ce să nu profit de acest, de acest moment și să-mi organizeze o întâlnire așa prietenească la natură, undeva frumos, la un picnic? Că, na... Pot să iau cu mine și la plajă, mă gândesc eu. Este foarte plăcută și plus, după plajă se va usca foarte rapid. Și apropo, trebuie să știți că la noi beneficiați de cel mai mic preț pentru această pătură. În două dimensiuni, în două culori și o puteți alege dimensiunea necesară și o luați practic la jumătate de preț. Ce bună e mandarina mâncată pe cuvertură, la natură, pe iarbă verde și în spate o bunicuță, dacă ai observat. Stă o bunicuță și se uită la noi cu nepoțelul. Apropo, prețul plapumei, prețul cuverturii, de fapt, în dependență de dimensiune, începe cu suma de 499 de lei. Noi sigur v-am convins că cuvertura Dormeo All Year este multifuncțională și aveți nevoie de ea. Așa că profitați de oferta Telemagazin. După cum am spus, apelați acum la numărul afișat pe ecran
și beneficiați de o reducere de 50%. Astfel, veți plăti începând cu 499 de lei în loc de 999 de lei pentru o cuvertură, prețul inițial care era, în funcție de dimensiunea, v-am spus, care o alegeți, 1,40x2 sau 2x2. Iar dacă ne urmăriți pe pagina noastră de Facebook Telemagazin, iar noi știm că voi ne urmăriți pentru că acolo avem toate ofertele și foarte multă informație interesantă, atunci beneficiați de ofertă și în afara emisiei. V-am demonstrat cum funcționează și la ce este bună această pătură în toate camerele casei noastre, în afară de bucătărie, dar cu siguranță și în bucătărie ar prinde bine. Ne-am gândit noi și la bucătărie ceva, cumva să o folosim. În dormitor, pe canapea, în living și afară la frigărui, la un picnic frumos alături de toți membrii familiei. Așa că trebuie să știți că această cuvertură, după mine, devine indispensabilă în orice gospodărie, pentru că este chiar multifuncțională, o puteți folosi oriunde și vă ajută din toate punctele de vedere, atât la căldură, cât și la răcoreală, cât și la așternut, cât și la picnic confortabil în sânul naturii. Iar mai multe detalii despre această cuvertură și despre cum o mai puteți folosi, vedeți în cele ce urmează. Dacă sunteți în căutarea confortului pentru locuința voastră, All Year Dormeo este de ce aveți nevoie. Moale, călduroasă și stilate, această plapumă este perfectă atât pentru seriile de lectură, cât și pentru o noapte de filme alături de cei dragi. Indiferent de sezon, plapuma vă va dărui senzația de moleșeală și confort. Chiar acum puteți procura cuvertura All Year Dormeo disponibilă în două dimensiuni și două culori stilate. Obțineți o plapumă multifuncțională. Aceasta poate fi așternută pe pat, drept o cuvertură decorativă, ori ca o sursă de căldură suplimentară pe timp de noapte. Și mai mult, o puteți utiliza drept covoraj de joacă pentru copilul dumneavoastră. Indiferent de modalitatea de utilizare, plapuma nu se va deteriora, pentru că este confecționată din fibre de acrilă de calitate superioară. Acest material este nu doar rezistent și durabil, dar și se spală și se usucă ușor. Puteți să o spălați oricât de des doriți la temperatura de 30 de grade Celsius și doar peste câteva ore puteți să o folosiți din nou. Ba mai mult, datorită unei croieli moderne și culorile elegante, puteți lua plapuma voastră preferată chiar și în mașină sau oficiu. Cuvertura All Year este disponibilă și în două dimensiuni, astfel puteți să alegeți care vi se potrivește mai mult și să o începeți a utiliza chiar de mâine. Ei, dragii noștri, noi vă lăsăm să vă faceți treburile prin casă, iar noi mai suntem aici la natură, alături de Tatiana. Da, pentru că nouă ne e confortabil așa. Ne revedem cu altă ocazie cu voi. Nu știm când noi plecăm în vacanță. Ne-am luat păturile și am plecat în vacanță. Ei bine, nu, ne vedem, neapărat ne vedem și în următoarele zile, pentru că avem foarte multe produse de apă prezenta, avem foarte multe sfaturi și foarte mulți invitați pe măsură, așa că rămâneți aproape de Telemagazin. Weekend frumos, dragilor! Pe curând! La revedere!